O cincime din teritoriul ucrainean este ocupat, însă Rusia are probleme în controlarea acestor teritorii. Aproximativ 800 de persoane, inclusiv copii, se ascund în subsolul unei fabrici de produse chimice din Severodonetsk, oraș deținut în proporție de 80% de trupele ruse. Care sunt informațiile de ultim moment cu privire la războiul din Ucraina? Ne spune chiar acum colega mea, Mădălina Tanasă. Bună dimineața, Mădălina! Bun găsit! După 100 de zile de război, președintele Volodymyr Zelensky a declarat că forțele ruse controlează acum o cincime din țară. Este practic o recunoaștere directă a câștigurilor lente, dar substanțiale, pe care le-a făcut Moscova în ultimele săptămâni. Deși epuizate și respinse inițial din jurul capitalei Kiev, trupele ruse și-au folosit artileria superioară pentru a se apropia mai mult de obiectivul lor de a prelua cele două regiuni din est, Lugansk și Donetsk, unde separatiștii susțin ținuți de Kremlin luptă cu trupele ucrainene din 2014. Zelensky a spus că Rusia și-a extins controlul asupra teritoriului ucrainean dintr-o zonă aproximativ de dimensiunea Olandei înainte de invazie, iar acum într-o zonă mai mare decât Olanda, Belgia și Luxemburg la un loc. Ocuparea acelei zone ar putea oferi președintelui Putin o pârghie în orice negocieri viitoare privind sfârșitul războiului, precum și o bază de operațiuni din care ar putea lansa noi atacuri în Ucraina. Deocamdată, principala țintă militară a Moscovei este Severodonetsk, ultimul oraș important din regiunea Lugansk, care nu este controlat de Rusia. Forțele Moscovei bombardează zona respectivă de săptămâni întregi.